103 cetățeni care, români care au cetățenie dublă, care se află în fâșia Gaza, dar și familiile lor au primit un dover de să părăsească după o lună de când a început războiul acolo, fâșia Gaza, după lungi negocieri din partea Ministerului de Externe. Florin Jipa, colegul meu de la Monitorul Apărării Securității, are toate informațiile. Florin, știm că aceștia vor traversa în Egipt prin punctul de frontieră Rafah, aflat în sudul fâșiei Gaza. Ce se întâmplă de acolo cu ei și cât de dificil a fost procesul prin care am reușit să scoatem 103 români din țară, din Gaza? Gaza este o zonă de război, deci automat procesul este unul dificil. Este controlată de Hamas, un grup terorist, bombardată zilnic de aviația israeliană. În jur de 400-500 de ținte sunt lovite. Fâșia Gaza a fost împărțită în două, în nord și sud, și sunt culoare de trecere. De exemplu, astăzi a fost un culoar de trecere de două ore, și dacă mai punem că în grupul de 103 persoane cu dublă cetățenie, una fiind română, sunt și persoane foarte mici, cea mai mic este un bebeluș de două luni, dar și în vârstă de aproape 80 de ani, ne dăm seama cât de dificilă este această operațiune. Persoanele respective trebuie să ajungă singure la punctul de frontieră Rafah, nu există niciun fel de ajutor pe care România ar putea să-l dea în fâșia Gaza. Florin, dacă nu mă înșel, știu că la un moment dat cei de la Ministerul de Externe spuneau că au un grup de lucru, un grup de WhatsApp pe care discutau și țineau cumva sau acolo puneau toate informațiile esențiale cu toți cei care aveau cetățenie dublă, inclusiv cea română din fâșia Gaza. Dar exact ce zici și tu, oamenii trebuie să ajungă la punctul de trecere singuri. Cât de dificil este acest lucru, având în vedere că am văzut bombardamente inclusiv în zona Rafah ieri? Da, este foarte dificil. Cum spuneam mai devreme, zona este în război. Nu toți oamenii sunt tineri și în putere. Spuneam că sunt foarte mulți bebeluși, familiile au mulți copii, sunt persoane în vârstă. Tocmai din această cauză este o operațiune dificilă. Din ce a anunțat Ministerul de Externe, pe lângă cei 103 români, mai sunt și alții prinși în fâșia Gaza care vor să o părăsească, deoarece 260 de cetățeni români au solicitat Ministerului Român de Externe să fie evacuați. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, pentru informații.